Frați și surori, aș dori cu ajutorul Domnului să citesc un cuvânt și apoi vom veni într-o rugăciune. Ne vom ruga pentru cauze, pentru frați și surori bolnavi, pentru țara noastră, România, pentru Orientul Mijlociu. Ne vom ruga pentru America, pentru Australia, pentru Europa, pentru toate continentele. Domnul să lase pace. Mă gândesc că și este bine cu ajutorul Domnului să ascultăm câteva cuvinte. Evanghelia după Matei, capitolul 5. Începem cu versetul 1, vreau să citesc. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei sărași în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că și ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că și ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că și ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împășuitori, că și ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că și a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Frați și surori, din cuvântarea Domnului Iisus Hristos de pe munte, când vorbea noroadelor, și spunea: ferice de cei sărași în duh, sărași în duh, oameni care sunt smeriți. Aici sărăcia este, așa să zicem, tradusă cu smerenia. Vreau să citesc din Cartea Proverbelor, am aici un verset. Proverbele, capitolul 16 cu versetul 19. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Frați și surori, este bine și noi toți, așa care citim Cuvântul lui Dumnezeu, care vestim Cuvântul lui Dumnezeu, care spunem altora despre Împărăția lui Dumnezeu, despre Cuvântul lui Dumnezeu, să fim așa care să trăim în smerenie. Și așa cum spunea Domnul Iisus, va fi ferice de noi. Însuși Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 29, acolo spune așa: luați jugul meu, că și este bun, și sarcina mea, că și este ușoară, și învățați de la mine, că și eu sunt blând și smerit cu inima. Haideți să învățăm și starea aceasta de smerenie. Și mai bine este să trăim în smerenie decât în înălțare, pentru că smerenia merge înaintea slavei. Înălțarea nu duce decât la cădere. Domnul să ne binecuvinteze și așa cum învăța Domnul Iisus noroadele și le spunea, astăzi ne învață pe noi, aceștia care suntem aici și aceștia care ascultăm cuvântul Domnului, să fim oameni care să trăim în smerenie. Pentru că avem noi și o vorbă în popor, spune că capul plecat, sabia nu prinde. Mai bine să fii smeriți cu cei smeriți și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Apoi spune: ferice de cei ce plâng, că și ei vor fi mângâiați. Frați și surori, Domnul Iisus este cel care o plâns. O plâns și ne învață și ne învață și pe noi să plângem, dar un plâns de cel care, așa cum
spune și omul lui Dumnezeu să ne plângem, fiecare din noi să ne plângem pe noi și păcatele noastre. Așa a spus și Domnul Iisus atunci când mergea spre Golgota și îl urmau noroadele, femeile care plângeau și se boceau și spunea, Domnul Iisus, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Domnul Iisus Hristos ne ajute să avem un plâns de cel la care să aducă căință, recunoștință, să nu plângem din necaz. Plânsul care îl plângem din necaz sau că avem o lipsă sau că am pățit ceva și plângem sau plângem câteodată de șiudă, suntem și udoși, plânsul și ăla nu-i primit. Dar plânsul care este după voia lui Dumnezeu, acela este când vezi un frate în necaz, când vezi un frate care suferă lângă tine și îl doare, are o boală, o suferință, o durere și plânge, plânge și tu alături cu ei. Și așa ne învață și Apostolul Pavel și spune în Romani, la capitolul 12, bucurați-vă cu cei și se bucură și plângeți cu cei și plâng. Sunt momente în viață când mai trebuie și să plângem. Și avem garanția în Cuvântul lui Dumnezeu că și Domnul va strânge lacrimile în burduful lui, acelea care sunt lacrimi după voia lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Apoi spune, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Vorbește omul lui Dumnezeu și spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim niște oameni blânzi. Vorbirea noastră între oameni, în societate, în biserică, oriunde ne-am aflat, în familie, începând din familie, să avem o vorbire blândă. Pentru că cine vorbește iute și ne vorbește tare, desigur că și acela și greșește mult și păcătuiește și supără pe cineva, dar vorbirea blândă aduce o stare, după voia lui Dumnezeu, aduce o stare de bunătate, așa. Și știm noi că și Moise, omul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși adeverește și spune că Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Domnul să ne ajute și pe noi, să se poată spune despre noi, băi, ăsta e un om blând. Omul ăsta când vorbești, nu e un om care sare în sus, nu e un om care semănii repede, nu e un om care vorbește așa și nu trebuie. Întotdeauna să fim aceia care să avem blândețe în vorbirea noastră. Apoi spune, ferici de cei flămânzi, că cei vor fi săturați. Noi trebuie să fim flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu. Și prorocul Isaia vorbește și spune în capitolul 55, voi toți cei însetați veniți la ape, chiar și cel și n-are bani, veniți și cumpărați bucate fără bani și fără plată. Cuvântul lui Dumnezeu se dă astăzi, se împarte astăzi fără bani, fără plată. Cine dorește, cine vrea, cine este flămând după cuvântul lui Dumnezeu, poate să vină și să iei cuvântul lui Dumnezeu, să se sature cu cuvântul lui Dumnezeu și spune și ferici de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Deci după o viață sfântă, după o viață curată, după o viață trăită după voia lui Dumnezeu. După o viață care să dovedească că suntem copii al lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze și însuși Domnul Iisus Hristos, când a fost la praznic, în ziua aceea de pe urma praznicului, a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cei flămânzi, cei însetați, să venim la Domnul Iisus Hristos astăzi, să ne hrănim cu cuvântul lui care ne potolește și setea și foamea sufletului nostru. Și apoi spune, ferici de cei milostivi, că și ei vor avea parte de milă. Este bine fiecare din noi să ne învățăm să fim niște oameni miloși, niște oameni care să putem ajuta pe cel care este în lipsuri, în nevoi, pe cel care dorește și vrea să se împrumute de la noi, să fim oameni și care, dacă cineva ne șere ceva să-i dăm. Este bine să-l ajutăm. Și găsim scris în cuvântul Domnului, mila biruiește judecata. Și avem noi o cântare care o cântăm
de ai fost om milos, milă vei căpăta. Toți cei care astăzi trăiesc cu fapta și împlinesc cuvântul acesta și sunt oameni miloși, în ziua judecății, atunci când Domnul va judeca pe toți oamenii, toată omenirea, dacă ai fost un om milos și acolo vei avea parte de milă la judecată. De aceea dorim ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim oameni miloși. Și apoi spune, ferici de cei cu inima curată, că și ei vor vedea pe Dumnezeu. Frați și surori, în inima omului sau din inima omului ies toate lucrurile rele, murdare, stricate, toate lucrurile care nu sunt bune. Și noi care am venit la Domnul Iisus Hristos și am predat inima noastră Domnului Iisus Hristos, inima noastră vrem și dorim ca să fie curată. Și ne rugăm ca Domnul să ne ajute mai departe să putem să ne menținem starea aceasta de curăție a inimii. Să ne rugăm la Domnul ca El să ne ajute pe fiecare din noi să îndepărtăm din viața noastră lucrurile care nu sunt bune, vorbele care nu sunt bune, căci din inima omului sunt furtișagurile, bețâile, minciunile, toate lucrurile rele, idei și vin. Dar ne rugăm ca Domnul să ne ajute pe noi. Dacă altă dată am fost unii dintre noi, poate am fost robiți de lucrurile acestea, de faptele acestea, murdare, stricate, și ne-a rugat și am venit la Domnul Iisus Hristos, El ne-a spălat, ne-a curățit inima noastră de orice lucru și de orice vorbă și de orice faptă murdară stricate, să ne păstrăm inima curată. Și așa cum amintea așa Domnul Iisus Hristos, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și apoi spune, ferice de cei împășuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Haideți să fim oameni aceia care să căutăm întotdeauna să trăim noi în pace și să putem să îi îndemnăm la pace și pe cei care ar căuta să trăiască în ură, în răutate, să se răzbune unul pe celălalt. Noi să fim oameni aceia care să îi îndemnăm la pace. Să fim oameni care să nu-i atâțăm așa la ură și la răutate și la vorbe care nu sunt bune. Să fim oameni aceia care să îi îndemnăm la împăcare. Să trăiască în pace unii cu alții. Și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze. Începem cu noi și cei care ne ascultă, Domnul să vă binecuvânteze pe toți, să, cu toții, să fim niște oameni care să urmărim pașa, așa cum spune cuvântul Domnului, urmăriți pașa, alergați după ea și să avem pașa și să fim oameni împășuitori. Și apoi spune mai departe, fericiți de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că și a lor este împărăția cerurilor. Poate noi care suntem familii creștine și nu avem în casele noastre, să zicem așa, persoane care sunt necredincioase, poate noi nu suntem prigoniți, dar avem și familii unde soția este credincioasă, soțul este necredincios, copiii sunt necredincioși și acolo copilul lui Dumnezeu este prigonit și ne rugăm și dorim ca Domnul să aducă în orice familie, în orice casă, să aducă întregire, să întregească familiile și tot să fie una, tot să slujească pe Dumnezeu. Și cel care prigonește pe cela credincios, pe copilul lui Dumnezeu, Domnul să lucreze și la inima lui și să facă o transformare, să schimbe inima lui și de astăzi înainte să se hotărască pentru Domnul și dacă a făcut până astăzi, dacă a prigonit pe cel credincios, dacă poate bărbatul necredincios nu a lăsat soția să meargă la biserică, nu a lăsat-o să vii la rugăciune, nu a lăsat-o să laude pe Domnul cu o cântare și a suferit și suferi pentru că este credincioasă. Ne rugăm ca Domnul să se îndure și să aducă izbăvire în fiecare casă, în fiecare familie. Sunt și copii răzvrătiți, copii răi, obraznici, neascultători de părinți. Nu-și mai aduc aminte că odată mama lor sau tatăl lor au îngrijit de ei când erau mici, când erau bolnavi. Au avut grijă, i-au purtat la spital, i-au purtat în rugăciune, i-au dus la biserică și astăzi
Sunt copiii răi care prigonesc pe mama lor, care se roagă pentru ei, care aduce în rugăciune. Ne rugăm ca Domnul să se îndure, să schimbe orice inimă împietrită, să o dispetrească și să facă o transformare și o înnoire. Și apoi, mai departe, se spune: feriți va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor vorbi de rău, vă vor ocărâ, vă vor prigoni, pentru că suntem copii al lui Dumnezeu, feriți de noi. Și dorim ca Domnul să ne ajute pe toți, să ne purtăm ca niște copii al lui Dumnezeu, ca niște oameni care vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și cei din afară, oamenii care ne batjocoresc, oamenii care ne vorbesc de rău, că mai sunt și oameni de și ăștia care hulesc credința noastră și spune: băi, lasă că știu eu și pocăite și nu mai vreau așa să mă pocăiesc sau nu vreau să fiu pocăit ca tine. Ne rugăm ca Domnul să lucreze și la inimile lor, Domnul să îi transforme și pe ei și să facă dintr-o inimă de piatră o inimă de carne care să slujească pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze pe toți, să fim sare, să fim lumină, începând din casele noastre, din familiile noastre, în societate, oriunde ne-am aflat, în biserică, oriunde mergem, în orice țară suntem, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim sare, lumină pentru cei din jurul nostru. Și dacă oamenii ne batjocoresc, și dacă oamenii ne prigonesc, pentru că suntem copii al lui Dumnezeu, este ferici de noi. Dacă suferim pe drept că suntem copii al lui Dumnezeu, e ferici de noi, dar să nu suferim pe nedrept. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze pe toți. Dorim ca Domnul să ne ajute să fim copii al lui Dumnezeu cu adevărat, urmași al Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu vrem ca să ne laude lumea, dar nici nu vrem ca să fim prileji de păcătuire pentru cei din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Că cuvântul Domnului spune că vai de celălalt prin care vine prilejul, vai de celălalt prin care păcătuiește, dar mai vai de celălalt prin care vine prilejul de păcătuire. Să nu fim prilejul de păcătuire pentru nimeni. Așa ne învață cuvântul Dumnezeu. Nici pentru grec, nici pentru iudeu, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze, să trăim pocăința, să fim oameni cei care să arătăm la lume, la cei necredincioși, să arătăm că noi nu ne strângem aici și facem așa o slujire, o slujbă numai de formă sau din obișnuință. Suntem aceia care ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune, la o viață curată, la o viață după voia lui Dumnezeu, pentru că noi pe pământul acesta suntem străini și călători. Aici, exact cum cineva ar merge dintr-o țară în alta și călătorește, așa suntem noi pe pământul acesta. Suntem străini, suntem călători pe pământ aici. Cetățenia noastră este sus în cer. Viața aceasta pe pământ, așa cum spune psalmistul, de 70, de 80 de ani pentru cei mai tari, este scurtă față de veșnicia care ne așteaptă. De aceea dorim ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Să fim aceia care să dovedim oamenilor că suntem urmași ai Domnului Iisus Hristos. Și așa cum dorim pentru noi, pentru familiile noastre, dorim și pentru cei nemântuiți, pentru toți cei care ne ascultă, să vină la Domnul Iisus Hristos, să vină astăzi să-și mărturisească țara, să-și predeie viața Domnului Iisus Hristos, pentru că nu știe nimeni când va fi chemat de pe pământul acesta, din viața aceasta. Și dacă te-ai pregătit aici pe pământ, dacă ai trăit o viață după voia lui Dumnezeu, vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu, te vei întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Dar dacă nu trăiești după voia lui Dumnezeu, dacă persiști și mai departe stai tot în starea de păcat în care trăiești, atunci, desigur, că te așteaptă chinul veșnic. Și n-am vrea ca nimeni să meargă în locul acela de chin. Pentru că așa spune cuvântul Dumnezeu, că locul acela de chin, iazul de foc și de pucioasă, a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Dar noi să fim acei care să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze pe toți. Aș dori acum să venim într-o rugăciune, vom face o rugăciune, ne vom ruga pentru cauzele care sunt, ne vom ruga pentru frații și surorile bolnavi, ne vom ruga pentru vestitorii Evangheliei, ne vom ruga pentru toți cei care
eu știu, ori în țara noastră, România, ori pe pământul acesta, merg în misiuni, merg ca misionari care să vestească Evanghelia. E greu, au parte de multe ori de oameni răi, sunt prigoniți, chiar de multe ori sunt băgați în închisoare, în pușcărie, suferă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care vestesc cuvântul Domnului, Domnul să le dea putere, să-i întărească. Apoi, așa cum amintea și fratele Raj, vom aduce în rugăciunea noastră, ne vom ruga și pentru fratele acela din Pakistan, Domnul să se îndure, să aducă izbăvire și să lucreze El după voia sa. Și ne vom ruga pentru pacea și liniștea din țările noastre, fiecare din țara unde este. Ne rugăm ca Domnul să lase pace și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe toți. Aș dori cu ajutorul Domnului să venim în această rugăciune, ne vom ruga și apoi Domnul să ne binecuvinteze mai departe pe toți. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, și Tatăl nostru care locuiește în cele prealte, Dumnezeule Sfânt și Mare, Creatorul întregului Univers, acela care în bunătatea Ta de Tată și de Dumnezeu și în dragostea Ta de oameni, atunci când ai văzut că omenirea era în păcat și în fără de lege, L-ai trimis din cerul Tău, din înălțimea slavei Tale, pe Domnul Iisus Hristos, singurul Tău Fiu, L-ai trimis jos pe pământ ca să scape omenirea din păcat și din fără de lege, din moarte, ca să scape omenirea de la chinul veșnic. Și a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, a părăsit slava cerească pentru ca să ne aducă nouă viață, să ne aducă nouă iertare de păcate. Și îți mulțumim, Tată Sfinte, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru că n-ai cruțat pe singurul Tău Fiu, pe Domnul Iisus Hristos. L-ai trimis pe pământul acesta ca să salveze omenirea de la moarte la viață. Slăvim numele Tău de Tată și de Dumnezeu. Acum ne rugăm Lui Ție, în clipele și în momentele acestea, binecuvintează Tatăl cum de cer frate, frații și surorile care în dimineața aceasta ne-am adunat aici la rugăciune, la cântarea de laudă, la cuvântul Evangheliei tale. Binecuvintează pe toți ascultătorii, cei care astăzi au ascultat cuvântul Evangheliei, au ascultat cântările de laudă. Doamne, dorim ca binecuvântarea Ta să rămână peste fiecare suflet, Doamne, să lucrezi la fiecare inimă în parte, Doamne, cuvântul Tău care este ca un șocan care sfarmă stâncile, Doamne, vrem în dimineața aceasta, în ziua aceasta, în seara aceasta, Doamne, să pătrundă în orice inimă, Doamne, chiar dacă este împietrită, să ferme, Doamne, inima de piatră și să faci ca să avem fiecare o inimă de carne, o inimă în care să pătrundă cuvântul Tău, Doamne, să prindă rădăcine și să crească și să aducă roadă, să facem roade vrednice de pocăința noastră. Vreau și mă rog în dimineața aceasta, Doamne, să binecuvintez pe toți frații și pe toate surorile care au probleme în familie, Doamne, care sunt cu necazuri, cu greutăți, Doamne, care întâmpină, Doamne, prigoniri din partea celor care sunt necredincioși, Doamne. Aduc în dimineața aceasta, Doamne, fiecare familie, fiecare, Doamne, frate și soră, Doamne, care suferă, Doamne, pentru cauza Evangheliei tale, te rugăm, Doamne, binecuvintează cu putere, cu răbdare, Doamne, cu o viață curată, Doamne, ajută, Doamne, ca să fie cei care să suferă, Doamne, pentru numele Tău, Doamne, cu dragoste, Doamne, cu bucurie, Doamne, și Tu, Doamne, să aduci la mântuire pe cei nemântuiți, Doamne, te rugăm să ridici orice povară, Doamne, orice durere, orice suferință, Doamne, și să mai mântuiește în dimineața aceasta, Doamne, suflete, începând din casele noastre, din familiile noastre, Doamne, din localitatea unde suntem, Doamne, din țările unde suntem, Doamne, mai îndură-te, Doamne, că o mers destul în lume până acum, Doamne, la foc și la chin și la iadul veșnic, Doamne, mai adu oameni la împărăția Ta, Doamne, mai mântuiește, mai spală prin sângele Tău, Doamne, de păcat, de fără de lege, pe cei care doresc, Doamne, și care așteaptă, Doamne, și vrea ca să vină la Tine, Doamne, să-și predeie viața în mâna Ta. Doamne, te rugăm așa cum altă dată Zacheu a avut dorința ca să te vadă pe Tine când treceai prin Erihon și a avut marea bucurie când ai spus că rămâi în casa lui și ai adus mântuirea și în casa lui și în familia lui. Ajută, Doamne, și dă izbăvire, dă biruință, Doamne, și în fiecare casă, în fiecare cămin, Doamne,
Unde nu este, Doamne, pace, unde nu este mântuire, Doamne, te rugăm să rămâi, Doamne. Toți cei care doresc să te vadă pe tine, Doamne, prin credință, Doamne, prin cuvântul Evangheliei tale, Doamne, să citească cuvântul, Doamne, să se hrănească cuvântul tău, Doamne, să te găsească pe tine, Doamne, în cuvânt, Doamne, și apoi să te primească în inima lor, în casa lor, în familia lor și tu să rămâi ca mântuitor, Doamne. Mă rog în dimineața aceasta pentru cei care sunt bolnavi în trup, sunt frați și surori de noștri, Doamne, care au suferință și în trupurile lor. Te rugăm frumos pe tine în dimineața aceasta, Doamne, care tu ai spus că nu așa sănătos are trebuință doctor, așa bolnav. Tu ești doctorul sufletului și al trupului nostru, Doamne. Și acolo, chiar dacă de multe ori, Doamne, trecem și pe la medici, Doamne, pe la oameni aceștia, Doamne, care se ocupă, Doamne, de cei bolnavi. Știm, Doamne, că dacă tu îngădui, Doamne, înțelepciune și pricepere în mintea lor, Doamne, și fac o operație, Doamne, să dau un tratament, Doamne, și tu îi ajuți, Doamne, noi știm că vindecarea vine de la tine, Doamne. Chiar dacă, Doamne, te folosești și de mâinile lor în lucrarea aceasta, Doamne, dar te rugăm, ai milă, Doamne, și adu izbăvire peste toți cei care te cheamă. Sunt frații de-a noștri, surori care sunt bolnavi de cancer, Doamne, stau prin patru de suferință, prin spitale, Doamne, pe la casele lor, te rugăm în dimineața aceasta, Doamne, ai milă, Doamne, și adu izbăvire, Doamne. Mă rog pentru sora, Doamne, alu sora Oltea, Doamne, pentru Doina, în bunătatea ta cea mare, Doamne, ai milă, Doamne, de acest suflet, Doamne, vindecă, Doamne, și trupul ei bolnav, Doamne, de cancer, Doamne, și adu izbăvire, că Tu ești Dumnezeu care poți, Doamne, să dai vindecare și fă-o să înțeleagă, Doamne, că de la Tine vine izbăvirea și ajutorul să-și predeie viața, Doamne, și sufletul ei, Doamne, în mâna Ta, Doamne, și să hotărască pentru, Doamne, împărăția Ta. Eu rugăm în dimineața aceasta, Doamne, să te îndur și să ai milă de soția fratelui Ghiță Vaipan, Doamne, de sora Rodica, ai milă de această mamă, Doamne, care a trecut, Doamne, prin această grea suferință, Doamne, te rugăm în bunătatea ta cea mare, Doamne, să aduci izbăvire și pentru ea, binecuvintează trupul ei cu sănătate, Doamne, lasă vindecare, lasă ocrotire și mângâiere, Doamne, și dă-i putere în trupul ei, în mădularele ei, Doamne, să fie o mamă sănătoasă în mijlocul familiei, Doamne, să se bucure, Doamne, de copii, de nepoți, Doamne, de cei din familie și binecuvântarea ta să mână și peste ea, Doamne. Mă rog în dimineața și asta să ai în vedere, Doamne, și să te înduri de frați, Doamne, care sunt misionari și care vestesc Evanghelia cu prețul vieților și aici în România, Doamne, și peste hotarele țării, Doamne, oriunde s-ar duce, Doamne, să vestească cuvântul Evangheliei tale, Doamne, ocrotește, păzește de planul vrăjmașului, de uneltirile diavolului, Doamne, trimite-le izbăvire și ajutor la Tine, Iisus, păzește de oameni răi, Doamne, care vor să le facă rău. Sunt frați de-ai noștri, Doamne, care duc Biblie, Doamne, celor care nu au primit cuvântul Tău, Doamne, și merg, Doamne, și vestesc, Doamne, cuvântul Tău, le vestesc la oameni, Doamne, cuvântul Evangheliei tale, Doamne, și sunt puși în pericol. Viața lor de multe ori este în pericol, Doamne, te rugăm frumos pe tine, ocrotește, Tu și păzește și ajută, Doamne, să te mărturisească pe tine și oamenii să te primească pe tine, să primească cuvântul, Doamne, vestit de ei, să se întoarcă din starea lor de păcat și fără lege și să vină la pocăință, Doamne. Mă rog, binecuvintează, Doamne, și pe fratele Ilie, Doamne, Hozan, care împreună cu sora Olta, Doamne, te laudă pe tine, Doamne, și te mărturisesc pe tine, Doamne, și vestesc cuvântul Evangheliei tale, Doamne, pentru omenirea aceasta de pe pământ, Doamne, care nu cunoaște numele Tău, Doamne, cei care aud, Doamne, cei care ascultă cuvântul Tău, Doamne, să se întoarcă la Tine, Doamne, și să-și mântuiască sufletul, Doamne. Te rog, dă-i putere și sănătate, Doamne, și lui fratele lui și lui sora Olta, Doamne, să facă lucrarea aceasta, Doamne, cu bucurie, Doamne, și binecuvântarea Ta să rămână peste ei. Apoi ne rugăm pentru fratele păstor Raș, Doamne, în marea Ta dragoste și iubire și bunătatea Ta de tași, Dumnezeu, ai milă, Doamne, de acest om, Doamne, fratele nostru, Doamne, care te mărturisește pe tine, Doamne, acolo în India, Doamne, țara aceasta plină de Dumnezeu străin și de idol, Doamne, și de atâtea chipuri și oplite, Doamne, în care Tu ai spus, Doamne, să nu ne facem, să nu ne închinăm, Doamne, înaintea lor. Te rugăm frumos pe Tine, eliberează-i, Doamne, pe acești, Doamne, scapă-i, Doamne, de aceștia, Doamne, Dumnezei străini, Doamne, și să te primească pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, Doamne, și te rog, dă-i putere lui fratele Raș să te mărturisească pe Tine, Doamne, și să spună oamenilor, Doamne, despre bunătatea Ta, despre jertfa Ta, Doamne, despre iubirea Ta, Doamne, despre împărăția Ta, să-L întărești, Doamne, în lucrare și unde merge El, Doamne, din localitate în localitate, Doamne, Tu să-L întărești, să-L sprijinești, să-L ocrotești, Doamne,
și să binecuvintezi, Doamne, și familia lui, nevasta, copiii lui, Doamne, să-i ocrotești, să-i păzești, Doamne, de planul vrăjmașului, să lași binecuvântare familia lui, Doamne. Apoi ne rugăm pentru fratele acesta din Pakistan, Doamne. În marea Ta dragoste și iubire și în bunătatea Ta de Tatăl Dumnezeu, ajută-și pe El, Doamne, să fie sănătos, să fie un om, Doamne, care să te mărturisească pe Tine, Doamne, la cei nemântuiți, Doamne, și să ducă mai departe vestea bună a Evangheliei Tale, Doamne. Mă rog în dimineața asta, Doamne, binecuvintează pe fratele Ghiță, Doamne, Vaipan, Doamne, dă-i putere și lui în slujire, în lucrare, Doamne, cuvântul care îl seamănă, Doamne, să ajungă, Doamne, la inimile oamenilor, Doamne, și oamenii să se întoarcă și să te primească bine ca mântuitor și ca salvator, Doamne. Mă rog pentru frate Cornel Micrea, Doamne, care vestește cuvântul Tău, Doamne, dă-i putere în slujire, în lucrare, lasă Duhul Sfânt să-L însoțească, Doamne, și binecuvântarea Ta să rămână peste El, Doamne. Mă rog pentru fratele Bogdan Cazacu, Doamne, dă-i lui putere în slujire, în lucrare, Doamne. Mă rog pentru fratele Marian, Doamne, să-L binecuvântezi pe El în slujire, în lucrare, Doamne, în vestirea Evangheliei, lasă Duhul Sfânt să-L însoțească, Doamne. Apoi mă rog, Doamne, pentru surorile noastre, Doamne, care laudă numele Tău prin cântare, prin poezii, Doamne, binecuvintează în dimineața aceasta, Doamne, surorile care sunt aici împreună cu noi, Doamne, sora Sanda, Doamne, binecuvintează, Doamne, pe sora Olga, Doamne, binecuvintează pe sora Zina, Doamne, binecuvintează, Doamne, pe sora Carmen, Doamne, binecuvintează pe sora Tabita Lupoaie, Doamne, binecuvântarea Ta să fie și peste ea, Doamne, și îndurarea Ta să mă peste toate surorile, Doamne, care laudă numele Tău, Doamne, și doresc, Doamne, să mă binecuvântești pe mine, Doamne, cu un duh de rugăciune, cu un duh de pocăință, Doamne, să mă binecuvântești, Doamne, cu ascultare și cu împlinire de cuvântul Evangheliei Tale și să pot, Doamne, să Te mărturisesc pe Tine, să Te laud pe Tine, Doamne, să binecuvântezi, Doamne, și casa mea și familia mea, Doamne. Mă rog pentru fratele Virgil Stoian, Doamne, care este în spital, Doamne, întinde-ți mâna Ta și brațul Tău, prinde ocrotirii și balsamul de cător și peste trupul și adu-i izbăvire și pentru el, Doamne, și pentru casa lui și pentru familia lui, Doamne. Mă rog în dimineața asta, Doamne, binecuvintează țara noastră, România, Doamne, și Statele Unite, Doamne, și Australia, Doamne, și Orientul Mijlociu, Doamne, Israelul, Doamne, cu țările de acolo, Doamne, lasă pașii, Doamne, între oameni, ocrotește-ne și păzește-ne de război, Doamne, și nu lăsa și nu îngădui, Doamne, ca oamenii, Doamne, să se omoare unul pe altul, Doamne, Te rog, ajută să ajungă la înțelegere, Doamne, la pașii, Doamne, și binecuvântarea Ta să rămână, Doamne, peste noi, peste tot pământul acesta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, și credem că Tu vei face mai mult decât cerem să gândim noi. Mulțumim pentru clipele acestea petrecute împreună, Doamne, și Te rog ca Tu să răsplătești osteneala fiecăruia, Doamne, care au slujit, Doamne, cu darul care Tu le-ai dat, Doamne, slăvit să fie numele Tău de Tatăl Dumnezeu. Te lăudăm, Te binecuvântăm, Te preamărim pe Tine, Doamne, și Te rugăm la despărțire să rămâi cu noi. Ne despărțim în trup, Doamne, dar în duh vrem să fim una. Te slăvim pe Tine, Tatăl nostru, Doamne Iisuse și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin.